A fost ultima noapte de distracție la Mamaia. Câțiva rebeli s-au încăpățânat să mai rămână puțin pe litoral și nu au regretat nicio clipă. Cu ultimele puteri s-au distrat cât au putut de mult la festivalul Sun Waves, iar în zori au plecat direct spre serviciu. În cluburile de la mare se vor întoarce abia peste 3 săptămâni, când acestea se vor redeschide oficial. Cei mai mulți dintre turiștii care și-au petrecut mini-vacanța de 1 mai la mare au plecat spre casă ieri după amiază. Dar cei care au mai rămas au făcut-o din nou lată, la singurul festival de muzică electronică de pe litoral. Printre ei au fost și mulți străini. De fapt, France. Yeah. Yeah. Because I was there last year and it was amazing and all the DJs I like it was there, so that's why. I come for music and people. I'm DJ too. I come for hear for more songs and yeah, it's the last night. It's a night bonus. Enjoy. Străini și români deopotrivă au dansat pentru a patra noapte consecutiv până la epuizare. Și-ar mai fi rămas câteva zile, numai că au fost încurcați de serviciu sau de cursuri. E super tare! Super bine, e mișto! Super. Când se termină pe fecea? Mâine la prânz. Da. Cum a fost zilele astea? Nebunie, de dimineață până seara. S-a puțin obositor, dar s-a meritat. Atmosfera, muzică bună. Muzică bună, bună, rău. Foarte frumos, mișto, mișto. Recomand la toată lumea să vină pe litoral. Cele mai multe dintre terasele și cluburile de la mare s-au închis acum, iar patronii se pregătesc pentru adevăratul sezon care va începe odată cu programul Litoralul pentru Toți.